21 iulie Frunze din pomul vieții. Isus le-a zis: Eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată, și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Ioan 6 cu 35. Lumea pierde din lipsa adevărului, a adevărului curat și nefalsificat. Hristos este adevărul. Cuvintele sale sunt adevăr. Când credinciosul în Duhului poate să pună mâna pe adevărul propriu zis și să-l însușească, atunci el mănâncă pâinea care se coboară din cer. El pătrunde în viața lui Hristos și apreciază marele sacrificiu făcut de dragul rasei păcătoase. Cunoștința care vine de la Dumnezeu este pâinea vieții. Ea reprezintă frunzele pomului vieții, care sunt pentru vindecarea neamurilor. Curentul vieții spirituale face ca sufletul să vibreze pe măsură ce cuvintele lui Hristos sunt crezute și practicate. Astfel ajungem să fim făcuți una cu Hristos. Experiența care era slabă și plăpândă devine puternică, dacă ne păstrăm până la sfârșit în credințara pe care am avut-o la început. Aceasta înseamnă pentru noi viața veșnică. Întregul adevăr trebuie primit ca viața lui Isus. Adevărul ne curățește de orice murdărie și pregătește sufletul pentru prezența lui Hristos. Hristos ia chip în interior și aceasta este nădejdea slavei. Cu adevărul trebuie să ne împărtășim în fiecare zi. Astfel mâncăm cuvintele lui Hristos, despre care El a spus că sunt Duh și viață. Acceptarea adevărului va face pe orice primitor un copil al lui Dumnezeu un moștenitor al cerului. Adevărul care este în inimă nu este o literă moartă și rece. În adevăr se găsește plinătatea bucuriei. În viața agentului omenesc care trăiește și lucrează, sub influența datătoare de viață a adevărului, există o noblețe. Adevărul este sfânt, este divin. El este mai puternic și mai autoritar decât orice altceva, în formarea caracterului după asemănarea cu Hristos. Când el este cultivat în inimă, atunci dragostea față de Hristos întrece dragostea față de orice ființă omenească. Acesta este creștinismul. Astfel, adevărul curat și nefalsificat ocupă fortăreața acelei ființe. Aceasta înseamnă viața lui Dumnezeu în suflet. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un Duh nou. Ezechiel 36 cu 26.